Bursa locurilor de muncă, acțiune destinată corelării cererii și ofertei de forță de muncă, este una dintre măsurile active de combatere a șomajului promovate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Salaj. De asemenea, AJOFM va organiza, la solicitarea angajatorilor, burse pentru diferite meserii sau ramuri de activitate în funcție de evoluția pieței muncii locale. La cererea unei societăți din Zalău, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează mâine o bursă a locurilor de muncă exclusiv pentru meseria de confecționer articole din piele și înlocuitori. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt așteptate mâine la sediul AJOFM Sălaj din Zalău de la ora 9.